De ce produc sărbătorile depresie în loc să ne aducă bucurie? Există tot tăvălugul ăsta mediatic în care ți se spune că vine Crăciunul și trebuie să fii obligatoriu mai bun. Trebuie să fii fericit. Obligatoriu să fii fericit. Asta este singura perioadă din an când trebuie să fii fericit 100%. Chestia asta că suntem împreună cu toată familia, păi și în restul anului ce am făcut? Societatea nu mai cultivă ideea asta de atmosferă de familie, pentru că noi trebuie să fim foarte buni livratori. Trebuie să te gândești că automat trebuie să te pregătești din timp și să ai bani ca să poți să iei cadouri pentru toată lumea. Uh-huh. Toate lucrurile astea despre care vorbim, de fapt, sunt despre consum, nu sunt despre fericire. Și plus presiunea asta că sigur trebuie să te duci și să-ți vezi prietenii, sigur trebuie să te duci să-ți vezi familia. De ce nu se simte la fel de singur în celelalte zile din an și se simte în halul ăsta de singur și la treabă. Pasă? Eu nu mai vreau să mai aud chestia asta cu românul care stă la masă. Să facem repede o poză și spune, uite domnule, asta este bunăstare, avem o masă absolut plină. Totul este un mega trigger. Dinghi, 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 dă-ți să dinghi, dinghi, ce aveți mă cu... Iar dinghi, dinghi. Dacă te uiți pe Facebook, vei vedea că sunt oameni care deja își prevestesc anxietatea. Îi anunță și pe ceilalți anxioși. Băi, vedeți că a început treaba. Mie teamă că singurătatea este mai puternică decât povestea asta cu COVID-ul. Și de ce săptămâna dintre sărbători sau de sărbători petrecută alături de familie le aduce anxietate inclusiv celor în familie și în cupluri funcționale? Păi tu realizezi că uneori sunt oameni cărora nu le face niciun fel de plăcere să fie în familie? Un părinte care te-a surghiunit toată viața, tu ai senzația că atunci de Crăciun când calci la el în casă nu se va întâmpla fix același lucru în primele 10 minute? Simți tensiune musculară, simți că inima îți bate mai repede. Deschideți în geam că e cald? Da, exact starea aia în care simți că ceva se va întâmpla și tu ești pregătit să te pocnești cu cineva. Sau starea că vrei să fugi de acolo. Sau mai există încă o stare foarte interesantă pe care am observat la o grămadă lume. Starea de a face pe plac. Cum să e? Fim drăguți. Să fim drăguți. Dar ea și tu, dar ea și tu. Ce înțeleg eu e că e verificată inclusiv funcționalitatea cuplului în perioada asta. 100%. Și gradul de înțelegere dintre parteneri. 100%. Dar sunt persoane care intră în cuplu special pentru a trece de sărbători. Mai avem o altă categorie de singurătate de sărbători, da? Amantul sau amanta. Practic, mai vin și ăștia la televizor și spun, domne, trebuie să fii fericit. Serios? Adică... Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați revenit la o nouă ediție din emisiunea Eu Pot, singura emisiune de dezvoltare relațională din România. Fiind sărbătorile, peste mai puțin de o săptămână o să fim împreună cu cei dragi. Nu o să petrecem foarte mult timp cu soțul, cu soția, cu copiii, cu socrii, cu părinții, cu mătușile. Și deja ne ia angoasa. De ce produc sărbătorile de iarnă angoasă și depresie? Ne va răspunde astăzi Andrei Pulpescu, psiholog și blogger de relații. Bine ai venit! Bine m-am găsit! De ce suntem supărați de sărbători? De ce produc sărbătorile depresie în loc să ne aducă bucurie? Sunt mai mulți factori aici. În primul rând, vremea. Așa. Ăsta e primul lucru. Gândește-te că deja s-a schimbat de ceva vreme anotimpul și îl simțim. Da? Ai văzut că vara când te trezești dimineața, parcă e altă atmosferă, parcă din start e altceva. Uh-huh. Vezi mai mult soare, e mai cald, te îmbraci mai lejer... Nu mai stai să te gândești că n-ai agent termic în calorifer și așa mai departe. Dar sunt și iubitor de zăpadă de și acord, e mirajul albului. De acord, doar că vezi tu, nu în toate orașele țării mai există zăpadă iarna, ca să zic așa. Yeah. Sau există prea multă. Depinde de an. Dar nu poți să stai să ai așteptarea asta. Trebuie să stai să aștepți să vezi ce se întâmplă. Băi, am zăpadă, n-am zăpadă, cum e? Oricum, din start, vremea are un impact asupra noastră. Mai mult decât atât, există tot tăvălugul ăsta mediatic în care ți se spune că vine Crăciunul și trebuie să fii obligatoriu mai bun, indiferent că vrei sau nu, adică obligatoriu trebuie să fii mai bun. Că de Crăciun trebuie să cumperi cadouri. Că trebuie de să fii fericit. Obligatoriu să fii fericit. N-ai voie deloc să fii nefericit. Adică asta este singura perioadă din an când trebuie să fii fericit 100%. Deci este o presiune suplimentară chestia asta. Mai mult decât atât, vezi tot felul de filmulețe de-astea și filme artistice, da? Care se tot rulează așa în gol în fiecare an. Deja îți dă toată povestea asta o stare dubioasă.
vomitiv aproape, încât îți vine să nu mai stai, să nu te mai uiți acolo, să dai pe un canal, nu știu, cu animale și să te uiți la savană, de exemplu, că oricum animalele alea sunt mai fericite până când sunt mâncate. Ești un iubitor de sărbători de iarnă și de Crăciun, așa pare. Mă rog, nu neapărat. Mie mi se pare că ideea asta de Crăciun funcționează foarte bine pentru copii. Chestia asta că suntem împreună cu toată familia, păi și în restaurantul lui ce am făcut? Adică noi n-am fost cu toată familia, nu ne-am adunat, nu ne-am văzut sau cum? Trebuie să ne vedem doar acum. Țin minte că în copilăria mea ne adunam în jurul bradului, mai ascultam niște madrigal, colind de ceva, mâncam niște chestii și cam asta era. Stăteam în general, era atmosfera asta de familie, numai că vezi că noi acum, societatea nu mai cultivă ideea asta de atmosferă de familie, pentru că noi trebuie să fim foarte buni livratori. De, de servicii, de toate felurile. Să producem, pe scurt, pentru alții. Având senzația că, de fapt, producem pentru noi. Cumva producem și pentru noi, dar, mă rog, după posibilități, știi cum se spune. Ideea este că societatea ne-a dezbinat cumva și ne-a făcut să fim mai degrabă singuri decât să fim împreună. Și aici nu vorbesc doar despre familie. Dacă te uiți, nu prea mai există duminica aia de familie în foarte multe familii. Pentru că avem treabă, pentru că avem de făcut curat, pentru că avem de făcut nu știu ce. Și de-aia nici Crăciunul nu mai e neapărat Crăciunul ăla de pe... Totul e repede. Și totuși, de ce avem nostalgia Crăciunului ăluia? Nostalgia bunicilor. Așa am crescut, sunt niște chestiuni ce țin de atașamentele noastre și sunt normale. Să stăm să ne gândim la Crăciunul. Spre exemplu, uite, eu, părinții mei au decedat amândoi. Evident că se poate întâmpla ca uneori de Crăciun să stau să mă mai gândesc așa cum era când eram noi, era și fratele meu acasă, nu plecase din țară. N-are cum să nu te ducă un puțin gândul în direcția asta. Bine, acum nu să cazi în depresie, evident. E firesc, da? E firesc să ne dorim să fie așa o atmosferă mai calmă, mai caldă, numai că vezi, toată nebunia perioadei, numai calm nu-ți dă. Trebuie să te gândești că automat trebuie să te pregătești din timp și să ai bani ca să poți să iei cadouri pentru toată lumea. Trebuie să te gândești foarte clar că trebuie să le iei din timp cadourile astea, pentru că sigur vei sta la cozi înainte de sărbători și o să fie nasol și o să te enervezi și o să fie trafic și așa mai departe. Trebuie să te gândești că bradul și pe ăla trebuie să-l iei cumva din timp, pentru că altfel s-ar putea să nu mai prinzi. Mai sunt oameni care gândesc așa. Ai văzut ce cozi sunt înainte de Crăciun? Că e o nenorocire în supermarket. Zici că în nu mai există alimente. În condițiile care au jumătate de zi închis supermarketul. Da, exact. Nu mai vorbim după aia între Crăciun și Revelion, că ai văzut că oamenii și că se duc să-și facă provizii și toți cumpără fructe brusc. Oare, cum ați reușit voi toți să cumpărați fructe între Crăciun și... Bă, dar cât ați băut? Nu știu, zic și eu. Dom'le, mergem să luăm niște fructe. Într-adevăr, hai să dăm cu niște zahăr, că e bine. Deci asta spun. Și plus presiunea asta că sigur trebuie să te duci și să-ți vezi prietenii, sigur trebuie să te duci să-ți vezi familia, după un an destul de complicat. Mai ales acum, în condițiile astea de pandemie, de fapt sunt 2 ani complicați, da? În care am stat mai mult pe acasă, nu prea am mai ieșit atât de mult, n-am mai avut grijă de socializare, prin prisma condițiilor care au fost, da? Așa? Practic, mai vin și ăștia la televizor și spun, domne, trebuie să fii fericit. Serios? Adică... Da? Asta, așa. Și pui și vremea, pui și toate condiționările astea, pui și faptul că, într-adevăr, dacă te uiți la știri, vei vedea că toată lumea vorbește despre tot felul de crize. Ba sunt 2, ba sunt 3, ba sunt 5, ba vine la anul nu știu ce. Pui depresia, deci... de sărbători, că asta ține prima pagina și jurnalelor în perioada și de peste asta. Ideea asta de depresie de sărbători, care, mă rog, hai să nu facem o tragedie din ea. Deși unii oameni cumva fac o tragedie pentru că se uită și spun, ia uite, toată lumea este fericită. Dacă dau un scroll pe Instagram, vor vedea doar poze cu oameni care zâmbesc frumos, care desfac niște cutii de-astea foarte frumos ambalate, au un brad mare, uite ce fericiți sunt ăștia și ce nefericiți sunt eu, depresie. Se uită la televizor și văd cupluri de vedete sau vedete care le spun, vai ce minunat, iată încă de un Crăciun, nu știu ce. Și ăștia stau și se uită în jurul lor prin casă și zic, da, dar eu sunt singură, depresie. Și așa mai departe. Deci toate chestiile astea sunt niște presiuni, nu sunt nici pe departe îndemnuri la a fi ok.
Bun, dar un om, de exemplu, un om dacă îl punem văduv sau e single by choice, da? Pur și simplu așa a ales omul să fie sau așa i-a fost contextul, da? Sau s-a despărțit de două săptămâni, a avut timp să aibă pe altcineva. De ce nu se simte la fel de singur în celelalte zile din an și se simte în halul ăsta de singur pentru și la treabă. Pasă? Aha. Pentru care treabă și pentru că mai sunt niște condiționări. Spre exemplu, de Revelion ai văzut că se spune... să te săruți sub vâsc, de exemplu, la noi. În Spania, de exemplu, te săruți la 12 noaptea și mănânci 12 boabe de strugure și bei un pahar de nu știu ce, că o să fie tot anul și așa mai departe. Și îți dai seama dacă persoana respectivă este singură, cu cine face asta? Păi nu poți să mănânci boabele alea singur? Ba da, dar spune ei chestia asta. Sunt mult mai... Vezi, toate lucrurile astea despre care vorbim, de fapt, sunt despre consum, nu sunt despre fericire. Nu sunt despre starea de bine. Tu trebuie să, pentru a fi fericit, trebuie să cheltuiești foarte mulți bani și mai întâi trebuie să-i ai. Drept urmare, tu trebuie să stai și să-ți rupi spatele astfel încât atunci când trebuie să fii fericit, să poți să-ți permiți să fii fericit, pentru că asta costă. Înțeleg? Deci ce înțeleg eu este că depresia asta de sărbători are trei cauze principale. Relațiile, sursele de venit, resursele financiare și epuizarea fizică în ceea ce privește statul la coadă după cadouri sau, eu știu, mamele că fac niște mese care ne îmbolnăvesc mai tare decât să ne, să ne facă fericiți, nu? Cam asta ar fi cele trei surse de nefericire. Tot ce se întâmplă în perioada aia este încărcat greu. Inclusiv mâncarea este grea. Și nici vinul nu mai e simplu, pentru că deja am schimbat în roșu și e mai greu un pic. Da? Deci totul este greu. Și atunci este firesc că avem foarte multe sarcini, trebuie să facem foarte multe lucruri, trebuie să curățăm casa, de parcă ne vin 400 de oameni în vizită. Trebuie totul de să de fie... De parcă n-am fi curățat-o lună. Și cu două săptămâni exact. Înainte. Exact. Sau poate n-am curățat-o și ce. Trebuie neapărat să avem anumite merinde pe masă, pentru că dacă nu avem merindele alea, eu deja m-am săturat, eu nu mai vreau să mai aud chestia asta cu românul care stă la masă. Da, picioare, nu poți să stai? Serios, adică așa nu să poți sărbătorească să... așa cum se cuvine. Așa cum se cuvine. Habar n-am cum se cuvine, nu știu, poate eu nu vreau să mănânc cozonac de Crăciun sau poate că nu vreau să bag în mine 700 de kilograme de cârneați de casă. Poate că vreau să îmi beau un pahar cu vin și să-mi fac un platou de brânzeturi și aia e. Că așa vreau eu. Care e problema? De ce trebuie să fie doar într-un amifel chestia asta? Dar nu, cum se cuvine? Cum se cuvine? Trebuie să fie toată masa plină. Să nu poți să mai pui nimic pe ea. Nu. Eventual să cadă de pe ea, știi? Și o masă suplimentară. Să facem repede o poză și spune, uite, domne, asta este bunăstare, avem o masă absolut plină. Și unde se duce masa asta? O mâncăm, bun, minunat. Ce se întâmplă în momentul în care mâncăm toată masa asta și bem până ni se inactivează zone din creier? Păi nu dormim de principiu. Așa. Nu dormim de principiu. Mai minunat. Ceea ce înseamnă ce? Că suntem obosiți. Oboseală, deshidratare și așa mai departe. Irascibilitate. Ai văzut? Imediat sare. Citeam undeva, apropo, și de luminițele astea de... hipnotice. Astea de Crăciun, care sunt peste tot prin oraș, care ți iau ochii, e totul așa foarte aprins. Inclusiv chestia asta este o agresiune în momentul în care persoana respectivă este în burnout sau în momentul în care este într-un episod de anxietate sau depresie. Inclusiv astea. Deci totul este un mega trigger, știi? Totul excitant. Și mai muzica bine din magazine. Toate alea cu dingi, 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 să dingi, dingi. Ce aveți, mă, cu iar dingi, dingi. Vezi că sunt oameni care deja, dacă te uiți pe Facebook, vei vedea că sunt oameni care deja își prevestesc anxietatea. Spun, ați văzut că au apărut concertele de Crăciun? Sau ați văzut că deja au apărut și pun o poză cu un moș Crăciun dintr-un supermarket apărut undeva prin noiembrie. Da? Omul ăla știe că urmează să fie în anxietate. El deja îi anunță și pe ceilalți anxioși. Băi, vedeți că a început treaba.
puneți-mi un pahar cu apă, că o să-mi fie sete. E foarte interesant, da. Probabil că sunt foarte multe persoane care ar dori să facă un salt peste perioada asta, cu tot cu Revelion. Că și Revelionul este o chestie foarte importantă, la fel de consumatoare de resurse. Este portalul ăla când te transformă dintr-un tu păcătos și supus greșelii. Într-un tu mai nou și mai bun. Într-un tu 2.0. Și îngrozitor de cheau în 1 ianuarie dimineață. Dimineața care de fapt e pe la 4 după masă. Și că, domne, să ai grijă cum intri în nou an. Păi cum intri în nou an? În patru labe căutând o găleată de apă să o bei, că nu mai poți, te usuci tot de cât te-ai deshidratat peste noapte, care era zi, de fapt. Da. Și ce e de făcut? Să nu intrăm în depresia sărbătorilor, dar oamenii singuri să nu se mai simtă singuri, să-și dă seama că și în octombrie și poate și în august erau fix în același acompaniament cu pisica din dotare. Chestia asta cu singurătate, știi care e treaba cu ea? Că este o epidemie. Mie teamă că singurătatea este mai puternică decât povestea asta cu COVID-ul. Și mai răspândită chiar. Citisem la un moment dat niște studii că în America se poate considera a fi problemă de siguranță națională și de sănătate națională. Această epidemie de singurătate, pentru că erau milioane și milioane de oameni singuri. Bine, acum atenție, singur însemnând nefiind în relație de cuplu, pentru că de fapt tu ai prieteni, poate ai familie și așa mai departe. Deci asta cu singurătatea trebuie să fim atenți și cum o definim. Și atunci de ce sunt oameni care consideră singura formă validă și de validare în relaționare asta de cuplu? Pentru dacă ești de mână cu Costel, ești ok. Dacă nu ești de mână cu Costel, dar cu foarte mulți prieteni și cu o viață efervescentă, nu mai ești ok, că nu ești în standard. Pentru că așa le s-a spus. Asta e standardul, exact cum ai zis. Doar dacă ești într-o relație de cuplu. Dar cine a zis că toate relațiile de cuplu sunt funcționale? Spre exemplu. Din păcate, nu sunt. Și de ce săptămâna dintre sărbători sau de sărbători petrecută alături de familie le aduce anxietate inclusiv celor în familie și în cupluri funcționale? Păi tu realizezi că uneori sunt oameni cărora nu le face niciun fel de plăcere să fie în familie? Eu realizez, dar ei de ce nu realizează? Păi și ei realizează, de-aia sunt și în depresie. Păi de ce nu pleacă de acolo? Pentru că nu pleacă, pentru că ei la fel știu că este hai să nu zic păcat, că nu vreau să ne ducem în zona asta, că este ceva rău dacă nu se duc să mimeze această fericire iluzorie a traiului în familie după ce familia a fost abuzatoare o viață întreagă. Și ei trebuie să fie acolo, să bifeze asta. La bine și la rău? Mai degrabă la rău, că binele nu prea știu cum e cu el. Sunt foarte mulți oameni care nu știu ce e la bine. Foarte mulți oameni. Am făcut, de exemplu, un experiment. Există pe YouTube un exercițiu făcut într-un penitenciar american, se numește Step Inside the Circle și este făcut în zona de penitenciar, evident, cu deținuți. Deci oamenii au făcut niște lucruri ca să ajungă acolo. Am extras acele întrebări legate de abuz și le-am pus la mine pe pagina de Facebook să văd ce se întâmplă, dacă scot afară din penitenciar întrebările alea și le pun în viața reală să vedem ce se întâmplă cu oamenii care mă citesc. Și am observat că raportul era de 6-1. Însemnând? Însemnând 6 trecuseră prin cel puțin un exemplu de abuz și 1 nu trecuse prin niciunul dintre cele 5 exemple de abuz. Wow! Wow! Și dacă oameni mergem cu vieți împlinite, nu? Conform oameni listelor. Cu vieți normale, ca mine, ca tine, ca toată lumea de aici, din platou. Și ca toată lumea dintre cei care se uită la noi. Da? Aici însemnând abuz fizic, abuz verbal, abuz emoțional, abuz sexual, abuz de toate felurile. Devalorizare, tot ce vrei tu. Da? Să-ți spună părinții că nu e suficient de bun. Să te compare cu alți copii ca să-ți arate că nu e suficient de bun. Rana de abandon, tot. Da? Ei, imaginează-ți tu, acele 6 persoane cu ce fericire se duc acasă de acest Crăciun. Păi și ce găsesc acasă? Câtă și ce găsesc acasă? Dacă au avut niște părinți critici, niște părinți punitivi, niște părinți autoritari, oare cu ce bucurie se duc la povestea asta? Când știu că găsesc aceiași părinți critici, aceiași părinți punitivi, aceiași părinți autoritari, indiferent că ei au 20, 30, 50 de ani. Da, doar că intervine nostalgia de care povesteam mai devreme. Când părintele, care n-a fost perfect, și e și normal să nu fie perfect, da? Care te-a abuzat
poate ești conștient, poate nu ești conștient de chestia asta, dar părintele a îmbătrânit și te gândești, e, bine că îi mai am totuși, și atunci haide să ne adunăm cu toții la masa de sărbători și încep să se apese butoanele. Păi normal că se apasă, ce crezi? Cât crezi că durează de când intri pe ușă până când se activează ceva? Și asta iar e un motiv de depresie. Evident. Și de încordare. Pentru că știi ce se va întâmpla. A, tu te duci deja cu capsa pusă că știi că o să te enerveze. Păi normal, ce ai senzația că nu e așa? Hai să le spunem lucrurilor pe nume, pe bune. Adică câtă vreme tu ai avut un părinte care te-a surghiunit toată viața, tu ai senzația că atunci de Crăciun când calci la el în casă nu se va întâmpla fix același lucru în primele 10 minute? Probabil că vei avea trigger de când calci pe pragul ușii. Și vei intra într-o stare automată. Ce înseamnă stare automată? Fie te blochezi, fie te blochezi, așa. Fie intri în zonă de bătaie, de fight, se spune, da? Și atunci ești deja activat, deja starea ta interioară este pregătită pentru asta. Da? Simți tensiune musculară, simți că inima îți bate mai repede. Deschideți în geam că e cald? Da, exact starea aia în care simți că ceva se va întâmpla și tu ești pregătit să te pocnești cu cineva. Știi? E o stare, o simți în corp. Dacă stai să te concentrezi și să te conectezi la corpul tău, vei vedea. Sau starea că vrei să fugi de acolo. Să pleci de acolo. Că nu te apucă plânsul, că e mai multă lume și nu e ok să te apuce plânsul. Deci pe aia nu e wise să o faci. Sau mai există încă o stare foarte interesantă pe care am observat la o grămadă lume. Starea de a face pe plac. Știți cum e? Să fim drăguți. Să fim drăguți. Dar trecem, ia și tu, dar trecem, ia și tu. Cum era aia cu trecem puntea până... Te faci frate cu dracu când treci puntea, da? Da? Și facem pe plac ca să ținem atmosfera într-un mare fel, dar suferim noi pe interior. Păi, autenticul, dar suntem și educați așa, autenticul strânge nostru și tu din dinți, că nu mor să pleci două în secunda ore, nu, de acolo, stai... sau să nu vii din prima secundă. Aha. Da? Și uite așa ne chinuim. Păi sperând și atunci că se va schimba ceva. Ce e de făcut? Să învățăm să spunem nu? Cum învățăm să spunem nu, mai ales de sărbători? Te invită mătușa, te invită bunica, te invită mama, te invită socrii. Cum spui tu nu? Ok, hai să zicem că poate nu putem să spunem nu toți. Dar măcar ne educăm într-un fel și știm cam ce se va întâmpla acolo și atunci ne pregătim mental să nu reacționăm cum am reacționat până acum. Dar nu e simplu, pentru că noi reacționăm automat. Așa cum am învățat. Dacă am învățat să facem pe plac, am face pe plac și atunci. Dar vom suferi după aia, când plecăm de acolo. Da? Deci nu toate sărbătorile sunt atât de fantastice și de minunate în toate familiile românești, să o zicem pe față. Și nu doar românești. Și nu doar românești, din toată lumea. Că nu suntem noi cel mai asuprit popor și cel mai chinuit sau cel mai traumatizat. Din contră. Sunt și familii unde lucrurile se întâmplă ok. Oamenii au reușit cumva să-și mai rezolve din tensiuni și așa mai departe. Nu contest asta, absolut, că nu spun că toată lumea e într-un fel. Dar eu doar vreau să spun că tot ambalajul ăsta media care ne idealizează așa, ideea de familie și de sărbători și ce frumos e și ce fericire, nu e chiar așa, că dacă intrăm în miez, dacă intrăm în adâncime, vom vedea că apar tot felul de situații care pot degenera într-un fel sau altul. Da? Depinde de fiecare caz în parte. Important este, băi, ce-mi doresc eu? Cum vreau eu să fiu de sărbători? Băi, eu simt să intru în hora asta de a zâmbi până la urechi, de a fi complezent și compliant, da? Sau nu? Băi, nu. Ok. Păi pot să adaptez chestia asta la ceea ce se întâmplă la mine în casă? Dacă sunt o persoană singură, e simplu. Singură în sensul că nu sunt într-un cuplu, da? Pot să-mi cumpăr o vacanță și mă duc undeva cu prietenii. Că sunt oameni care de sărbători, Crăciun și Revelion, pleacă din țară. Sunt destui. Fie că se duc în exotice, fie că pentru că vor ei să stea cu căciulița aia de Crăciun în Oceanul Indian și să bea ceva, da? Sunt oameni care fac asta. Sunt oameni care vor să se ducă la munte, la schi, și își iau o gașcă de prieteni și pleacă la munte, la schi. Sunt alții care pleacă singuri. Da, mă, uite, mă duc la Viena, la târgul de Crăciun și stau pe acolo, mă plimb. E ok. Sunt ok cu mine. Sunt oameni care se închid în casă. Vezi, sunt tot felul de variante, putem să găsim. Asta cu închisul în casă e cea mai... e second hand, n-aș prefera-o. De ce? Pentru că în momentul în care ești într-un episod de ăsta, să-i spunem, de sezon depresiv,
faci marea greșeală de a te izola de lume, să rămâi tu cu gândurile tale în casă și să faci și mai marea greșeală să le și crezi pe gândurile tale. Da? Care sunt dușmanii tăi în perioada care aia. Sunt, exact, sunt dușmanii tăi în perioada asta. Deci ideal ar fi să nu te izolezi, să nu intri în casă, ci și să te închizi acolo, tăind eventual toate contactele, da? Ci pur și simplu să menții contactele sociale, să încerci să discuți, să încerci să ieși, să încerci să... Da? Chiar dacă nu-ți dorești neapărat asta. Aici, mă rog, e discutabil, unii recomandă să faci chestia asta. Dom'le, dacă simți că nu vrei să ieși din casă, ieși din casă. Du-te și te plimbă. Nu poți să-i bași pe toți în povestea asta. Depinde de fiecare. Ideal este să poți să conștientizezi faptul că, băi, nu mi-e ok, nu am chef, nu mă simt tocmai bine, nu sunt tocmai așa de fericit cum îmi spun ăștia la televizor. Asta e cazul în care omul nu e angrenat într-un cuplu. Da. Dar dacă personajul nostru este angrenat într-un cuplu și totuși își dă seama că are o perioadă neconfortabilă sau de nefericire sau chiar de depresie și comunică partenerului, măi femeie, măi bărbate, eu nu vreau să merg nici la mama, nici la măta, nu? Eu vreau să stau așa. Ce zice celălalt? Aha, ne strici sărbătorile. Asta e prima reacție. Depinde. Depinde, aici intrăm într-o altă discuție și într-un alt plan. Depinde de cuplul respectiv. Cât de sudat e, ce canale de comunicare și-a dezvoltat, în ce măsură reușesc partenerii să se înțeleagă unul pe celălalt în momentul în care unul e într-o perioadă mai confuză, să spunem. Da? Contează mult asta. Există reciprocitate? Nu există reciprocitate? Reușesc să se înțeleagă? Nu. Unul e dominant, unul e submisiv. Sunt parteneri pe bune. Sunt multe cazuri aici. Da, există și cazul ăsta pe care spui tu că, domne, mi-ai stricat sărbătorile. Băi, stai-mă puțin. Dar mai există și cazuri în care persoana respectivă înțelege și spune, ok, hai să vedem cum putem să facem astfel încât să fie mai puțin stres în perioada asta. Cum propui să facem? Și atunci persoana asta este curioasă, deschisă, invită la masa negocierilor și spune, ok, hai să ne gândim împreună cum facem asta. Tu cum simți să faci? Băi, nu prea simt să fac, uite, sunt epuizat, a fost un an greu, a fost un an complicat. Bun, perfect. Ești ok să ne vedem doar cu prietenii pe data de? Și în rest să stăm acasă, facem ceva mic, restrâns, intim, doar da. Noi, copii, dacă sunt copii, dacă nu sunt copii, e mai simplu. Adică, știi cum e, copiii vor să fie, să primească cadouri, să ducă. Să... Clar, da, să colinde, nu? Să primească ei bani. Ei n-au de unde să știe că părintele e cocoșat de muncă după un an de zile. Și pe bună dreptate, de altfel. Ei își cer drepturile lor, ceea ce e în regulă, da? Dar iată, pot să existe și cupluri în care cei doi să spună, bă, uite, stai așa, că nu trebuie să mergem să facem, să cumpărăm Dita-i bradul din piață, că îl avem pe ăla de plastic în balcon, da? Îl scoatem, îl facem, mititel așa, îl punem acolo undeva, să fie două, trei globuri în el, nu trebuie să fie ceva mega grandios. S-a marcat evenimentul. Cadourile putem să ni le dăm comandă și online, nu e niciun fel de problemă, nu trebuie să vină împachetate, nu știu cum sau... Adică depinde de cuplu, nu știi? Deci, de fapt, ce înțeleg eu e că e verificată inclusiv funcționalitatea cuplului în perioada asta și 100%. Gradul de înțelegere dintre parteneri. 100%. Dar sunt persoane care intră în cuplu special pentru a trece de sărbători. Interesant asta. Sunt perioadele astea de sezon, știi? După perioada de libertate de vară în care noi așa mergem la mare și ne place să fim disponibili. Greierul trage, greierele trage acasă. Da, după aia pe măsură ce se apropie toamna, deja stăm și ne gândim, hei, eu trebuie să cunosc pe cineva pentru că vin sărbătorile și trebuie să umplem asta cu ceva. Întrebarea e, mai ține și după? Da. Bun, și atunci ajungem la o altă categorie. Dacă i-am pus pe cei bătrâni, rămași singuri prin diverse contexte, da? Rămași singuri sau nu neapărat, că știi cum e, bătrânii mai au 3-4 vecini pe scară, găsesc ei, românul știe să petreacă. Nu e asta, nu asta e problema românului, că nu ar avea cu cine sau nu știe să petreacă. Mai avem o altă categorie de singurătate de sărbători, da? Amantul sau amanta. Care în luna iunie, da, pentru că tot ai menționat perioada de huzur pe litoral,
poate că nu previzionează că vine decembrie, când Costel se retrage la familie și la copil, pentru că sunt... Sau invers, când ea trebuie să se retragă în sânul familiei și trebuie să bifeze acolo. Dar mai e o chestie foarte interesantă în momentul în care ea nu știe că e amantă. Ăla e chiar nefericit total, cazul ăla. Nu știe că e amantă și vin sărbătorile și el o dă cotită într-un fel. Și găsește ceva, bolnavă, ce? Găsește ceva de făcut astfel încât pe 24 e ocupat. Și pe 25, dar ne vedem pe 26. Dar dăm niște exemple pentru că ăsta. Exact, tu și din blogul tău, care e de ani de zile și e foarte popular, cu siguranță ai putea să ne dai niște cazuri. Am întâlnit exact caz de genul ăsta. Și ce spuneau? Care erau scuzele cele mai frecvente? Bănuiau că se întâmplă ceva, bănuiau că persoana respectivă nu este liberă. Nu, altceva zic. Care erau scuzele din partea persoanei ocupate? Invocau tot felul de deplasări. Spuneau chestia asta cu părinții bătrâni și bolnavi. Uneori aveau copii și trebuiau să fie cu copiii, ceea ce cumva este de înțeles. Dar în general cam astea erau, nu prea. Deplasările erau. O dădeau cotită cu ceva, să nu fie fix atunci. În zilele alea 24-25, de obicei 26 este ziua amanților. Aha. Da. Așa cum nici Revelionul nu prea e. Că nu prea e. Dar, nu, cred că pot să zic, nu? Că spuneai tu înainte că în ianuarie încep, uite, perioada de încep vacanțele amanților. Exact, vacanțele exotice. De asta nu știam eu. Vacanțele exotice, serios? Sigur, da. Există un fenomen care se numește backburners și... Am citit despre el, cel puțin în America, la adulții, tineri se întâmplă, dar se întâlnește și la bărbați și la femei, deci nu sunt diferențe decât la în cifră. Bărbații au între 5 și 7, femeile au 2-3 backburners. Ce înseamnă backburners? O soluție de avarie, da? O potențială relație în caz că mi se strică mie ploile. Asta nu înseamnă... de siguranță. Da, asta nu înseamnă neapărat că tu... întreții din punct de vedere sexual această relație sau că te vezi cu persoana respectivă, dar din când în când mai discutați, mai vorbiți una alta, cum ar fi dacă, chestii de genul, da? De obicei chestii se discută săptămânal povestea asta și există asta, trebuie să o spunem, la peste jumătate dintre oamenii care sunt în relație. Wow. Peste jumătate. Bine, în condițiile în care sunt, îți asiguri telefonul, îți asiguri casa, mașina, îți asiguri sănătatea, uite, îți asiguri unul dintre nasul. Semnale ar fi ca în momentul în care ești într-o relație, vezi la un moment dat brusc că partenerul și-a blocat telefonul și l-a parolat. De ce? De la un punct încolo. De la un punct încolo, da. Ai început. Eu, de exemplu, n-am o parolă pe telefon niciodată, că nu mă interesează, n-am ce să ascund, da? Dar cum ar fi ca la un moment dat eu să-mi pun parolă pe telefon? Iubita mea ce s-ar gândi? Bă, ce ascunde ăsta? Dar de ce și-a făcut asta? Bine, acum sunt avocatul diavolului și întreb, de ce ar umbla ea cu telefonul tău? Păi nu, să spunem că nu știu, e... are ea de sunat pe cineva, suntem undeva, nu mai are baterie și dau telefonul meu și zic, ea sună de la mine. Okay. Zic ca idee, da? Da, și ea zice, dă să-l deschidă și vede parolă. Zice, ops. Păi da, de când ți l-ai parola că nu... Vezi, poate fi o chestie absolut banală, nu trebuie să fie neapărat că umblă ea sau ceva. Și atunci, normal că primul gând îi sare la asta. Ok, dar pentru ce și-a parola telefonul? Că nu înțeleg, suntem împreună de nu știu câți ani. Niciodată nu s-a întâmplat chestia asta. Ce vrea să ascundă? Ce e în telefonul ăla? Adică gândurile astea îți vin automat, oricât de zen ai fi tu. Stai să te gândești că, hei, este un obicei nou ăsta. Înseamnă că are legătură cu un alt obicei nou. Ce-o fi obiceiul ăla? Eu nu-l cunosc, nu știu. Știi? Că noi când suntem într-un cuplu formăm niște canale, da. Niște obiceiuri, niște chestii. Tu vezi cum funcționează celălalt. Funcționăm împreună într-un fel. Ei, brusc, pop! Vezi ceva nou, zic, hei, interesant, ce e asta? Păi știi că ce? Că n-ai ce să răspunzi la ce e aia, știi că ce? Dar cum răspunzi la răspunsul? Este spațiul meu privat. Da, bine, asta e o prostie, fie vorba între noi, este spațiul meu privat. Ce e aia spațiul tău privat?
Spațiul tău privat. Asta întreb eu. Spațiul tău privat în care faci ce? Ce? Este spațiul meu privat în care vorbesc cu alte femei. De ce? Asta înseamnă spațiu privat? Spațiu personal? Bună regulă, se întâmplă asta. Dar cum ai reacționat dacă și-aș avea spațiul ăsta privat? Suntem ok cu asta? Vezi, asta e, asta e, în loc să fie un motiv de critică sau un motiv de scandal, e un motiv de negociere. Ok, în regulă. Faci chestia asta, nu e nicio problemă. Pot să o fac și eu? Pentru că dacă nu ești de acord cu asta, înseamnă că avem o problemă. Și ia să vezi, domnul, ce frumos se înroșește în vârful urechilor. Și începe să zică, nu, că ce, că ești, e doar în capul tău, să mai știu eu ce. Și începe să se apere brusc. Da? Deci, cum, ce spațiu privat? Ce înseamnă spațiu privat? Ar fi bine să și definim. Bun. Întotdeauna este ok să definim, să vedem dacă suntem de acord cu definiția, că s-ar putea ca eu să definesc un lucru într-un fel, tu să definești un lucru în alt fel, și atunci aici se apare deja o zonă mare de conflict între noi. Păi ce e spațiu privat? Ce facem noi în spațiul ăsta privat? Știi că se și spune că în relațiile funcționale este ok să existe zone de autonomie. Perfect. Dar ce facem? Ce înseamnă această zonă de autonomie? Pentru că cineva s-ar putea să înțeleagă că zona de autonomie înseamnă că se duce la prostituate. De ce să nu înțeleagă așa? Am discutat ce înseamnă asta? Nu. Și se duce omul. Păi ne-ai zis, mă, că e zona de autonomie, sunt eu cu mine. E timpul meu. E timpul meu, e spațiul meu privat, fac ce vreau, da? Bun, perfect, ok. Hai să definim. Bă, ce e asta? Păi uite, mă duc să mă văd cu prietenii. Bă, joc fotbal, mă duc la pescuit. Joc fotbal, da. Pescuiesc, mă duc la sală, mă duc la masaj, nu știu. Mă plimb, mă duc în not, nu știu, fac ceva. Da, este un spațiu personal, am grijă. Fac cursuri, citesc, urmăresc chestii pe YouTube. Nu contează. E, da, ăsta e un spațiu privat, da? Bun, perfect. Dar hai să-l definim ca să știm ce se întâmplă cu el. Că altfel fiecare înțelege ce vrea el. Și tu spuneai, zis că e autonomie, e spațiul meu, ce treabă ai tu cu el? Da. Păi cam am treabă, adică... Vezi că pe 26 ți-ai programat ceva, știi? Unde pleci tu pe 7 ianuarie în team building? Că n-am mai auzit de team building de 7 ianuarie, sincer. Ianuarie e o perioadă absolut moartă. Cine ar face team building și cu ce scop? Scopul și durata vizitei. Aia zic. Bun, cum gestionezi dorul față de relația extraconjugală și... Cum adică pe, dorul de... Uite așa! Exact, de la ce mi-a venit întrebarea asta, apropo de telefon, pentru că relația extraconjugală se desfășoară pe telefon cel mai mult, nu? Da. Așa, și tu pe la tine citeam că dacă tu-l vezi că stă, sau dacă o vezi că stă tot timpul pe site-urile de socializare, dacă stă tot timpul pe mesaje private, la niște ore poate nepotrivite, indiferent cu ce scuză poate să-ți vină, e în perioada aia în care tu ești blocat la domiciliu, nu? Într-un spațiu în care nu... ți-ai dorit chiar să stai 24 de ore, te ia dorul față de extraconjugal. Cum gestionezi cantitatea de timp pe care o reverși asupra mesajelor trimise? De cele mai multe ori aud că persoanele care fac chestia asta se duc la baie și își iau telefonul cu ele, ies în balcon să fumeze și își iau telefonul cu ele, își găsesc cumva spațiu pentru asta. Își fac drum și ies până la colț să ia nu știu ce și iau evident telefonul și atunci folosesc și vorbesc. Astea sunt chestiile de cumva banale care ți-ar veni în cap oricum. Ca să aibă suficient spațiu să și vorbească, dar să și șteargă. Pentru că mesajele se și șterg. Și atunci ele își creează acest spațiu, își găsesc acest alibi cumva, da? Sau poate să, nu știu, există cazuri în care discută dinainte și spun ok, în astea două zile, trei zile nu vorbim deloc. Nu mesaje, nu telefoane, nu nimic. Dar nu știu pe cât ți-i ține să facă asta. Da, poate exista acest dor. De ce nu? Dar întrebarea este ce caut acasă. Da, asta era următoarea mea întrebare. Că întrebarea este pentru ce ești acasă, că e clar că nu-ți face plăcere să fii acolo. Că dacă îți face plăcere să fii acolo, de ce îi mai scrii? Știi că poți să o întorci și în partea cealaltă.
ce facem cu dualitatea asta? Adică e ok? Te simți bine cu ea? Sau... Bun, și atunci niște sfaturi practice. Pentru că peste o săptămână vine Crăciunul și peste două săptămâni vine Revelionul, dar sunt cele două portaluri către nefericire. Nu zice neapărat către nefericire. Să încercăm totuși să ne construim. Hai să încercăm să ne construim zi de zi o stare de bine. Prin intenția pe care o avem de dimineață când ne trezim. Bă, ce vreau eu azi de la mine? Ce vreau eu azi de la relația mea, dacă am o relație? Cum vreau să arate ziua asta pentru mine? Indiferent că e Crăciun, Paște, Revelion, o zi de august, nu contează. Cum vreau eu să fie? Cum mă simt eu azi? Să stai puțin, să stai în contact cu corpul tău dimineață, la trezire. Știi că unii zic că mă duc repede să beau o cafea și bag și vreo 4 țigări și după aia mă conectez la mine. Păi toate sistemele sunt deja pornite, prăjite, amestecate, nu mai știi ce-i cu tine. Și nu, tu atunci... cum recomand să facem? Păi în primul rând asta, conectarea cu noi înșine fiecare zi și să ne gândim, bă, cum mă simt azi? Deci cum înainte simt, să ne dăm să jos din pat? Ideal așa ar fi. Și în primul rând, dacă ești în cuplu, să te gândești, ce pot să fac eu astfel încât relația mea să fie ok azi? Măcar ăsta să fie primul gând. Păi hai să mă gândesc. Păi în primul rând să încerc să nu fie conflict. Bun. Ce ar mai putea să fac? Păi nu știu, să mă duc către partenera mea și să o întreb ce nevoie are azi, ce își dorește să facă, ce i-ar plăcea să facă. Măcar atât. Sau dimineața când ne trezim să o întreb, cum te simți, ești ok? Ai dormit bine. Da? Și de aici să ne conectăm. Da? Și să ne construim chestia asta și starea asta de bine în fiecare zi. Să nu stăm să așteptăm că trebuie să vină Crăciunul și atunci va fi fericirea, pentru că este o condiționare de asta și nu știu dacă e tocmai fericire. Da? Știi cum e? Oamenii fericiți nu consumă, așa se zice. Și atunci ar fi de gândit și la asta. Oare chiar avem nevoie de tot consumul ăsta pe care suntem invitați să-l facem? Sau putem să mai strângem așa un pic din dorințe, așteptări... Revărsare în exterior, nu? Da, deci, să ne mai revărsăm și în interior un pic. Omul fericit nu consumă. Deci un om fericit nu o să bea peste măsură, nu o să mănânce peste măsură, nu o să cumpere compulsiv, nu? Cadouri pentru sine și pentru ceilalți. Deci la asta ne referim. O să-și centreze nevoile și așteptările în funcție de starea lui. Da? Dacă ei sunt amândoi fericiți într-o relație, probabil că o să se ia de mânuță și o să se ducă, nu știu, într-un oraș din Europa unde există superbele târguri de Crăciun și o să se plimbe pe acolo și o să se bucure de chestia asta și o să aibă o experiență frumoasă, fără să exagereze în vreun fel. De ce nu? Sunt multiple variante la dispoziția noastră. Nu trebuie să facem toți la fel. Putem să fim chiar singuri. De ce nu? Deci e ok să fim diferiți? Păi suntem, nu că e ok. Asta e o realitate. Nu știu dacă e ok sau nu e ok, nu sunt eu cel care trebuie să spună. Este o realitate asta. Suntem cumva singuri. Oricum o dăm. Unii se iluzionează că sunt într-un cuplu și nu sunt. Alții se iluzionează că sunt singuri și nu sunt. Pentru că dacă stăm să ne gândim, avem oameni în jurul nostru. Deci nu suntem singuri. Și în plus ne avem relația cu noi. Aici e o altă discuție. Cum e relația asta cu noi? Că dacă reușim să conștientizăm și să creștem o relație cu noi să fie sănătoasă, atunci nu mai avem sentimentul ăsta de singurătate. Că simt ce să facem, nu e o problemă. Îți mulțumesc foarte mult, Andrei, pentru, și pentru sfaturile practice și pentru teoriile astea cumva care ne ancorează în realitate. Că nu e totul fericire, nu e totul o luminiță și un sclipici, indiferent de perioada anului, nu? Și poate că nici nu e rău să stăm și să ne gândim la noi în perioada asta. Da, e foarte interesant asta, să ne gândim la noi și să vedem poate că anul acesta, de Crăciunul acesta și de acest Revelion, cadoul cel mai mare pe care am putea să-l primim e chiar de la noi înșine. Să ne construim o relație cu noi. Și de aici fericirea, construită 365 de zile din an, fără să-l așteptăm pe Moș Crăciun să ne pună zâmbetul pe buze.
Până săptămâna viitoare, gândiți-vă mai mult la voi.